Comisia Europeană a aprobat recent programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020. Proiectul urmărește îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor care locuiesc în regiunile din Bazinul Mării Negre. Programul are un buget de aproape 54 de milioane de euro, din care aproape 5 milioane reprezintă cofinanțarea asigurată de statele participante la program. Se vor finanța activități care au scop promovarea afacerilor și a antreprenoriatului în cadrul Bazinului Mării Negre, dar și promovarea unei politici de mediu coordonate și reducerea prin acțiuni comune a deșeurilor maritime. România este reprezentată în proiect de Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, în timp ce alte 40 de entități teritoriale din statele riverane Mării Negre vor cheltui bani europeni.